Bună, eu sunt Andreea și pentru cei care nu mă știu de dinainte să încep YouTube-ul, asta e culoarea mea naturală de păr. Dar nu asta e subiectul discuției de astăzi, ci astăzi vom face încă un clip cu mituri mediciniste, medicinale, etc., etc. Știți voi povestea din clipurile trecute. Iar miturile de astăzi vor fi, să zicem, centralizate mai mult în jurul unui subiect, dar nu exclusiv, și anume al dietelor, alimentației slăbit. Deci, să zicem, mituri alimentare, că se va numi acest clip. Ok, și primul mit, mitul cu numărul 1, este că dietele de detoxifiere periodică sunt foarte necesare în dieta noastră, în alimentația noastră și în viața noastră pentru a fi mai sănătoși. Adică vă ne referim aici la dietele cu sucuri sau cu chestii vegane și chestii stoarse și pisate și bizare. Da. Înainte să judec prea mult oamenii care fac deja lucrul ăsta, vreau să vă zic că organismul nostru nu are nevoie de niciun fel de dietă de dezintoxicare. Doar dacă, nu știu, ești pe droguri sau ești pe ceva și atunci trebuie să te duci într-un centru de dezintoxicare. Dar dietele de detoxifiere și așa nu pot să producă decât carențe nutriționale eventual, carențe de vitamine, minerale și alte chestii de acest gen, o stare generală mai proastă și mai slăbită. În principiu, organismul nostru este construit în așa natură încât să își folosească propriile organe pentru a se detoxifia. Ha? Mișto, nu? Se numește ficat și rinichi. Și în principiu, aceste două organe îți scoți toxinele pe care tu le bagi voluntar sau mai puțin voluntar în tine. Și eu consider că poate ar trebui să lăsați moda aceasta a dietelor de detoxifiere, dezintoxicare, nici nu știu cum să mai numesc în ziua de astăzi, și să păstrați un regim alimentar sănătos, constant, cu toate principiile nutritive de care aveți nevoie în viața asta. Să mâncați din toate câte puțin, cum ar veni. Pentru că asta e o vorbă din bătrân și vă că n-a dat greș până acum. Da, asta a fost tot rentul pentru acest super scurt capitol. Mitul cu numărul 2 este acela că ca să fii sănătos trebuie să iei constant suplimente alimentare cu vitamine și minerale. Acest mit, eu nu știu practic de unde a fost scos. Din nou vă zic că o alimentație, uite așa, cu de toate, în proporții ok, cu multă verdeață, cu multe legume, multe fructe, mă rog, fructe nu chiar foarte multe, că totuși au un procent foarte mare de fructoză și glucoză în ele, dar o alimentație sănătoasă vă va aduce toate vitaminele și mineralele de care aveți nevoie. Bineînțeles, aici nu vorbim despre cazul în care suferiți de o boală, cum ar fi, nu știu, femeile peste 55 de ani care au osteoporoză și sunt nevoite să ia suplimente de calciu, sau persoanele cu anemie care au nevoie să ia suplimente de fier pentru a ameliora această anemie, pentru a scăpa de ea. Nu vorbim de așa ceva. Sau fetele tineri la menstruație care sângerează prea mult și atunci ajung să aibă anemie și trebuie să consume ceva fier și vitamina C ca să se absorbă. Nu vorbim de aceste cazuri. Vorbim de cazul în care ești un om perfect sănătos și simți nevoia să faci cure cu vitamine odată la 2 luni, 3 luni sau cum mai sunt unele persoane care iau de 20 de ani constant vitamine în fiecare zi a vieții lor. Deci, vreau să vă spun că una la mână nu s-a făcut studiu care să arate că este necesar, dar în schimb sunt câteva studii care arată exact opusul, și anume că virgulă, consumul îndelungat al acestor pastiluțe crește riscul de cancer. Unele dintre ele se și acumulează foarte mult în organism. Spre exemplu, dacă tu ai în suplimentele tale alimentare foarte mult calciu și magneziu, riști să faci hipercalcemie și nu e bine. Poate accentua o boală pe care deja o ai, deci practic nu m-aș juca cu lucrurile astea. Important este, dacă într-adevăr vă simțiți slăbiți, vă simțiți rău, nu vă simțiți cum trebuie, mergeți frumos, vă faceți un set de analize, vedeți ce anume e în regulă cu voi, unde aveți dezechilibre și chestii de genul ăsta și după aceea, la recomandarea medicului, luați sau nu
vitamine. Spre exemplu, eu știu că în spital, la bătrânicile care se simt mai rău, că așa se simt oamenii în general când ajung la o anumită vârstă, se mai fac cure de 5 zile, să zicem, de vitamina B1, B6. E ok, dar sunt totuși 5 zile, da? Nu este vorba de zilnic să iei vitamine și minerale pentru o perioadă extraordinar de lungă de timp, zicând că așa îți faci bine la sănătate și, nu știu, nu are niciun sens. De asemenea, să păstrezi o alimentație proastă, să mănânci toate rahaturile din lume și să bagi în tine pastile cu pumnul, zicând că ți-ai de acolo nutrienții de care ai nevoie. Deci, o dietă echilibrată, eu zic că o să vă ajute mult mai mult decât vă ajută pastiluțele astea. Mitul cu numărul 3. Vorbim tot despre diete și mai anume acele diete în care se spune că trebuie să păstrezi în interiorul tău, în interiorul organismului tău, un pH alcalin. Un pH alcalin ca să poți să slăbești ceva mai bine. Iar pentru lucrul ăsta să consumi în fiecare dimineață un pahar de apă cu 2 lingurițe de bicarbonat de sodiu dizolvat în el. Vreau să vă spun că noi bicarbonatul de sodiu alimentar, noi în spital, îl dăm celor care au dezechilibre acidobazice. Caz în care au nevoie de bicarbonat de sodiu administrat constant pentru a aduce oarecum la un oarește echilibru organismul acela al lor. Nu trebuie să ai un mediu foarte alcalinizat în interiorul tău și cu siguranță asta nu te va face să slăbești, decât dacă, bineînțeles, va fi într-o atât de rău că nu o să mai poți să mănânci, o să ajungi la spital și atunci cu siguranță o să slăbești câteva kilograme. Dar nu, that's not the point. Bicarbonatul de sodiu, spre exemplu, la mine în spital se dă la bolnavii renali care nu mai au cum să-și echilibreze singur lucrurile astea și vin cu niște așa, niște analize de te uiți ca curcan lemne la el. Deci vă rog frumos, nu vă mai puneți în pericol sănătatea, pentru că s-ar putea să faceți într-adevăr niște dezechilibre care după aia să trebuiască corectate cu alte soiuri de pastile. Și cu siguranță nu o să vă ajute să slăbiți și treaba aceea, că mai auzi și pe aia cu legat de cancer, că dacă ai un mediu alcalin în interiorul tău, scazi șansele de a face cancer. O să mă abțin. O să mă abțin pentru că una la mână nu am suficient informații pe această gamă cu cancerul și mediul alcalin și doi la mână pentru că v-am zis direct că nu este bine să ai un mediu foarte alcalin în interiorul tău, pentru că asta înseamnă că te îmbolnăvești. Că nu e bine. Trebuie să le echilibrăm la loc. Astea au fost de principiu cele 3 mituri pe care le-am abordat astăzi despre alimentație, pentru că știu că multe persoane în general țin diete și cure și tot fel de chestii de astea. Și aș prefera, dacă tot ținem o dietă, să o ținem cu cap. Dacă vrem să slăbim, să slăbim cu cap, să slăbim mâncând sănătos și făcând sport. Și nu mâncând haotic și bând apă cu bicarbonat de sodiu și luând pumnul de pastile după noi și făcând diete în care mănânci, nu știu, piure de kale sau de ce legume ori mai fi timp de 20 de zile și după aia te vezi că slăbești 10 kg și după aia ghișcele pui exact la loc când încerci să mănânci normal. Bun, mitul cu numărul 4. Și asta este un mit pe care l-am învățat de la o profesoară foarte, foarte bună de oftalmologie. Vorbim despre conjunctivită. O știm, conjunctivita este de mai multe soiuri, se întâlnește foarte des cea bacteriană, adică este produsă de o bacterie. Se ia foarte ușor, nu cred că există persoană care să nu fie avut la viața ei o dată măcar conjunctivită. Conjunctivita se mai manifestă cel mai adesea prin acel ochi roșu, cu senzația aia constantă că ai ceva în ochi, care lăcrimează, care e sensibil la lumină, pe care nu prea poți să-l ții deschis. Faci așa. Este, cum v-am spus, foarte, foarte des întâlnită și de asemenea foarte, foarte des întâlnit mai este și mitul acela conform căruia este foarte important ca în momentul în care ai conjunctivită, pentru a-ți calma conjunctivita sau să o tratezi sau din astea, să folosești ceai de mușețel care în teorie are efect antiseptic, adică în teorie ar trebui să ucidă microorganismele acelea care ți-au provocat ție conjunctivita și să pui frumos ceai de mușețel pe comprese sau iei direct pliculețele de ceai de mușețel călduțe așa frumos și le trântești pe ochi și stai așa pe ochi vreo oră. După aia îl mai lași, mai încălzești, iar îl mai trântești o oră.
Și lucrul ăsta l-am învățat că este un lucru foarte, foarte greșit de făcut. De ce? Pentru că oricât de antiseptic ar fi el în teorie, ceaiul de mușețel, compresa cu ceai de mușețel călduță pusă pe ochi, creează un mediu perfect pentru bacterii să se înmulțească și mai tare. Și atunci nu faci decât să înrăutățești situația, să-ți îngreunezi vindecarea și să stai dintr-una într-alta, ceea ce probabil nu ai vrea. Dacă e nevoie, mergi la oftalmolog, îți va prescrie cu siguranță un tratament mult mai bun decât acele comprese cu ceai de mușețel. Nu sunt oftalmolog, nu mă bag, dar lucrul ăsta ar fi de preferat să-l rețineți și voi, cum l-am reținut și eu tot din facultate. Mitul cu numărul 5, tot legat de oftalmologie, o să mă înjure oftalmologic când vorbesc despre chestii din astea. Vorbim despre ulcior. Ulciorul, practic, este, ca să zicem așa, o mică pungă cu puroi care apare undeva la baza genelor și este făcută în principiu din înfundarea, să zicem, a unei glande din asta sebacei, care este cu sebum, știți voi. Avem multe glande peste tot la nivelul pielii, sunt și la nivelul acela. Și prin urmare, dacă se înfundă una din asta, duce la o colecție de puroi, duce la orjelet sau urcior sau ulcior sau cum îl mai știți voi prin provincii. Parcă nu aș fi provincială, asta sună bizar. Cum îl știți voi, sub ce regionalism îl știți voi? Nu. Am tot auzit că am un urcior, ulcior, orjelet, iau acum și fac așa și încep să-l strâng și să-l storc și o să iasă și o să fie super ok, adică îl tratăm ca pe un coș. Not good. Not good at all. Acel orjelet, una la mână, că doare ca naiba, doare groaznic din câte am înțeles, v-am zis, eu n-am făcut în viața mea și Doamne ajută să rămân așa, dar nu trebuie tratat ca un coș. Nici coșurile n-ar trebui tratate cum sunt tratate ele în mod normal, în mod curent. Pentru că dacă tu pui mâna și torci acolo și faci așa, o să trezești poate cu ceva numit flegmon. Nu o să vă atașez pozele. Dacă vreți, le găsiți la mine pe Instagram, undeva prin story sau undeva prin highlights, în cazul în care vedeți mai greu clipul ăsta. Dacă vrei, într-adevăr, să îl ajuți, poți să folosești comprese cu apă rece sau cu gheață, chestii reci, la început, când încă nu s-a format colecția aceea de puroi. Din momentul în care s-a format colecția de puroi, am înțeles că trebuie să folosești ceva comprese calde pentru a-i spori acolo circulația și a ajuta oarecum colecția să se exteriorizeze și să se elimine de la sine și să treacă mai repede. Ideal ar fi totuși să consulți un oftalmolog, pentru că după aia vei ști ce ai de făcut și pe dățile viitoare dacă îți mai apare așa ceva. Astea au fost cele 5 mituri de astăzi, sper că v-au plăcut. Eu nu mă mai pot opri din a da din cap așa pentru că îmi place cum se mișcă părul. Așa că o să continui să dau așa din cap, în timp ce vă zic că ne vedem cu drag și data viitoare. Și v-am pupat! Pa, pa!